Producătorii din 4 grupuri de acțiune locală vor avea la dispoziție o platformă de vânzări online care se construiește în această perioadă printr-un proiect pus în practică de Galrazin. Platforma de vânzări face parte din proiectul Cooperare pentru promovarea produselor și serviciilor cu specific local din teritorii legal, care durează 24 de luni și este finanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României și își propune să dezvolte acțiuni de susținere a producătorilor locali din zona Delta Dunării. Rona David ne va da mai multe detalii despre acest program, despre platforma de vânzări online, dar și despre târgul care s-a desfășurat în municipiul Tulcea. Delta Market va fi un magazin de vânzare online în care producătorii locali din Delta Dunării vor putea să-și vândă produsele. Managerul proiectului Cooperare pentru promovarea produselor și serviciilor cu specific local din teritoriul ilegal, Anca Cristina Arbuna, a declarat că în teritoriul acoperit de cele 4 grupuri au fost identificați circa 200 de producători locali, însă doar 40 dintre ei au putut participa la târgul desfășurat la sfârșitul săptămânii în centrul orașului Tulcea, ceea ce justifică o dată în plus necesitatea unei platforme de vânzări online. Toți producătorii locali inventariați, identificați, informați, vor fi sprijiniți în a-și crea profiluri pe platformele noastre și să-și comercializeze producția prin aceste platforme. Ne dorim să instruim și să-i ajutăm ca produsele lor să ajungă cât mai aproape de consumatori, iar aceasta să fie începutul unei povești frumoase, a menționat Anca Cristina Arbuna. Managerul proiectului a mai precizat că producătorii se înscriu gratuit pe platforma deltamarket.ro și beneficiază fără niciun cost de asistență pentru administrarea contului. Printre producătorii locali care vor avea profiluri pe platforma online, sunt și persoane în vârstă care folosesc deja rețelele sociale pentru a-și promova produsele. Contractul de finanțare pentru realizarea acestui proiect este de 219.676 de euro și a fost semnat pe data de 1 martie 2021.